Dragii mei, așa cum am promis, am revenit cu un video cu pantaloni încheiați, sunt gata. Ce am modificat la ei față de ce am croit eu când eram pe jos în videoclipul anterior, au o betelie neagră și nu se vede bine în contrast cu tricoul, dar așa vine de lată. Erau buzunarele cam adânci, așa că m-am lăsat în jos între picioare cu vreo 2 cm, mi-a permis lărgimea pantalonului și am adus turul mai sus, s-a scurtat puțin de jos. O să pun o manșetă neagră la terminație, de vreo 2-3 cm așa, dar acum să schimb bața neagră la mașină. Am tighelit bateria pe jumătatea elasticului, am aplicat-o și cred că se vede frumos. Fac pe repede înainte o bluză raglan, o să-mi torc un pic camera în jos, ca să fac un set. Am o întâlnire cu o prietenă de-a mea care are de donat niște pisicuți și cum eu am făcut mama tuturor pisicuților părăsiți, le-am găsit și un stăpân și vreau să mă duc, m-a întrebat ce fac, am zis că fac un tutorial pentru niște pantaloni, o vreau și eu să-i văd. Și atunci am zis că lasă că să-mi trimis poză. Zic, nu-ți trimit poză că vin îmbrăcată. Când iau pisici, vin îmbrăcată cu acest costumaș. Vreau să fac o bluză raglan. Fac raglan în partea asta. Măsurăm cam cât avem nevoie din umăr până la bază. Eu o să fac fără măsurătoare, cum mă cunoașteți, din ochi. La jumătate din distanța asta, de lățimea bluzei voastre, cât vreți de largă să fie, a mea are, stați că nu mai știu regla asta cum este, 30, posibil că o să fie largă. Fac la 15, e prea mult, la 10 cm, de la firul dublu, deci am îndoit o dată și încă o dată. Am lăsat aici pentru, nu vreau să toc materialul. Un consum mai bun. La 10 cm față de firul dublu, centru față, centru spate, o să mă duc cu o linie diagonală la o înălțime de 25 de cm. Acum eu le scot din ochiul meu. Nu știu un calcul în momentul ăsta. Voi puteți să vă măsurați lateralul de jos în sus, lungimea bluzei și atunci puteți să faceți punctul de jos în sus cât aveți lateralul și apoi uniți astea cu un punct. Și asta, astfel obțineți două piese față-spate egale. De aici vă lăsați în jos un centimetru printr-o linie rotunjită, de la linia asta dreaptă, un pic așa, pentru răsculeala gâtului. Și cam așa arată pieptul meu de bluză, tiparul de bust. Scoatem o bucată care va fi fața și adâncim răscroiala asta cu încă 4-5 cm după cât vreți voi să fie de decoltată. Nu uitați că de aici, de număr, nu o să fie chiar în număr cu sătura asta, ci o să vină mai jos, că vine și mâneca. Luați în calcul asta. Acum am tăiat eu o bucățică de material pentru mâneci, dar l-am pierdut pe traseu, așa că o să stric-o din asta. Mâneca o să vină lungă din umăr de aici, de lângă gât, nu de numărul ăsta, ci de aici, linia umărului lângă gât, până unde vreți și dacă mai vreți și manșetă, mai scurtați, mai reglați voi din, cum ar zice Ștefania și te salut Ștefania, reglați din pâine. Deci eu măsor acum, dacă de aici îmi ajunge, îmi ajunge foarte bine, îmi ajunge și cu și dacă n-aș pune manșetă, mi-ar ajunge. Mânecile o să fie mai înguste decât corpul, adică nu vom folosi tot atâta material. Și văd aici unde mi s-a terminat cea mai mică bucată de material.
Vă dați seama că dacă eu nu înregistram, era tăiat și era și început de cusut. Ăsta este tivul, după care noi facem răscroiala și ne luăm după unul dintre aceste, după spate, nu după unul dintre, după spate, pentru că fața, din fața am răscroit și din păcate am răscroit de la punctul cel mai înalt al umărului, dar trebuie cu 2-3 cm mai jos. Deci spatele este mai scurt decât, mai lung, pardon. Fața este mai scurtă decât spatele și vă arăt acum în cameră. Ăsta este spatele. Când răscroim, nu răscroim fix din punct și ne ducem în jos, ci luăm și de aici, din linia asta, care vine amanșura răscroia la mâneci, luăm la față, ne lăsăm 2-3 cm și facem un decolteu. Acum cred că ați înțeles. Punem răscroiala de mânecă pe material. Acum vedeți la umăr cât lăsați voi, 3-4 cm, cât vreți mâneca de bufantă. Șablonez aici răscroiala asta și mă duc în jos cu o linie cum vreau eu de strimtă să-mi fie mâneca. Tăiem. La mine am zis că îi pun manșetă neagră, deci o tai mai scurtă. Dau un semn la jumătate aici, ca să știu cum este umărul. Aici vine punctul umărului și partea de, pe care vreau eu să o fac să fie fața, o să o răscroiesc după răscroiala feței, după ce am decoltat și am scos din dimensiunea asta, am scos de aici, de sus, de la gât, 2 cm. Și o așez așa și tai de aici pieziș până la linia umărului din spate. Am pierdut semnele, acum le dau din nou, semnele de centru, și ne apucăm repede să coasem bluza, că în 10 minute trebuie să fie gata. Am călcat și pe cretă, bineînțeles, cum v-am spus că eu rup cretele de fiecare dată, am mai salvat un pic. Băgăm pe fuga înainte. Ce am vrut eu să fac? Să fac o garnitură neagră la umeri. O bucată, ce-ar fi să pun eu niște dantelă. Ar merge dantelă peste animalul ăsta print. Fac eu o încercare acum. Ia să vedem cum vine. Ce-ar fi să fac eu o invenție. Dacă aveți un material uni, puteți să aplicați niște benzi de dantelă. Nu-mi place cum vine. Îl dau repede așa și nu-l surfilez. Când mă întorc, găsesc eu o bucățică de timp și să-l refac. Ăsta este spatele pe mașină. Aici avem răscroială de... Ăsta e firul drept așa, spatele este mai înalt aici unde am eu și aici este fața și punem spatele peste răscroiala de spate. Rezervă de un centimetru. Acum vine mâneca, răscroiala de față. Iau partea de bluză și o pun cu răscroiala de la față peste răscroiala de la mânecă. Așa. S-a întâmplat ceva extraordinar mai devreme. Nu o să vă povestesc pe o altă ocazie. Acum avem cealaltă parte a răscroielii de mânecă și luăm cea de-a doua mânecă. Punem cu partea din față. Aici este fața. Nouă minute deja am și vorbit, am și croit și încheiem și bluza. Și acum închidem ultima răscroială, cea de spate, cu prima piesă pe care am așezat-o mașina, cu spatele bluzei. Thank you.
surfilat, călcat, tighelit, ce mai vreți voi să-i faceți. Și după care, ia uitați-vă cum vine asta. Uite așa. O bucată cu gaură. Aici vine capul, băgat și mânecile așa. O să fiu ca o panteră pe stradă acum. Trebuie să stric să fac burta neagră, ceva, parcă e prea mult, dar n-am timp acum. Închidem, așezăm bluza față, spate așa frumos și închidem lateralele. Cred că mă duc și cu pantalonii fără tip. Cred că mă duc să iau pisicii. Dacă mă întreabă cineva, spun că așa am vrut să îi fac. Voi puteți să faceți pe răscurela de la mânecă, cusături ornamentale. Dacă este iunii, puteți să puneți o vipușcă colorată. Puteți să faceți variațiuni pe aceeași temă cât de multe doriți voi. Trebuie să mă duc și la o doamnă la electrica să-i duc ceva. Deci o să mă dau jos de mașină. Mai bem și niște apă. N-am mâncat nimic astăzi, este ora 1. Kilogramele mele, dacă mai pot să renunț la un kil până sâmbătă duminică, este mai mult decât perfect pentru voința mea. Am nevoie de o bandă la gât, o bandă, gata, asta e bluza încheiată. Vă fac... Facem repede o probă și vedem ce modificări mai trebuie, largă, nu știu cum, scurtă, ceva sau altceva. Mă dau un spate, bine că se vede negru ăsta la gât și este numai bun. Cu manșetele este perfect și cum ar fi tricoul negru pe care l-am eu, dar nu-mi place toată burta asta albă. O să fie aici o manșetă neagră. Pun așa din dantela asta ca să vedeți cum taie. Deci ori pijama, ori costumaș, ceva, o să iasă și pentru cele care doriți, mai este la vânzare acest material. La jumătate de preț, 15 lei metru. 15 lei este redus. Vă pup și vă doresc spor.